Cu aceste 99 de medalii cucerite, sportivii noștri au reușit să aducă Federației Române de Karate VKC locul 1 în clasamentul federațiilor participante și României locul 2 pe națiuni. De remarcat că din cele 99 de medalii cucerite, 34 au ajuns la Satu Mare, fiind obținute de karateca de la CSM și Zanshin. Karateca de la CSM Satu Mare a obținut 13 medalii de aur la această competiție, Florin Curileac devenind campion european la veterani, iar la seniori Sas Timea și Andrei Daniela a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu echipa României. La junior, Jurgescu Ion are 2 titluri de campion continental, în vreme ce la cadeți Popescu Radu a reușit o performanță incredibilă, 4 medalii de aur la Verona. Tot la cadeți, Răzvan Ținca și Dumitru Vlad au urcat de 2 ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în vreme ce la copii, Ulici Paula și Vaida Enică au luat argintul și respectiv bronzul. De la Zanshin s-au remarcat Christopher Metzner, argint la cumite băieți 11-12 ani, și Alec Müller, cumite băieți 11-12 ani, locul 5. Prestația copiilor de la Zanshin, secția Foen, este una excepțională, copiii practicând acest sport de doar un an și 6 luni, iar medalia reprezintă o premieră pentru sportul din Foieni.